găsit, doamnelor și domnilor, sunt Evelin Păună și vă invit să rămâneți alături de mine la emisiunea Să cultivăm recunoștința. Am și astăzi un invitat special, un invitat care a influențat și care a schimbat viețile foarte multor copii din România și nu numai. Alături de mine este domnul profesor dr. Gheorghe Burnei. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit în biroul dumneavoastră, aici, la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie. Fiți bineveniți și eu vă mulțumesc pentru vizită. Abia aștept să aflăm povestea dumneavoastră, mai cu seamă că eu cred că deloc întâmplător purtați numele Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruinți. V-ați gândit cumva, ați tălmăcit acest lucru, poate așa ca o analiză asupra începutului dumneavoastră în viață? Da, m-am tot gândit, este un nume care are o anumită semnificație. El înseamnă, tradus în românește, țăran, un nume care semnifică o activitate practică în mediul agricol și așa au vrut părinții mei, fiindcă eu am trăit viața la țară și cu siguranță mama fiind o creștină ortodoxă practicantă, s-a gândit să-mi pună acest nume pentru că Sfântul Gheorghe a fost purtător de biruință și probabil că ea, n-am vorbit niciodată cu dânsa despre acest lucru, s-a gândit că ca al ei fecior să aibă biruință în activitatea pe care o desfășoară, pe care o va desfășura, pentru că nu știa exact și de fapt nu și-ar fi dorit ea ca eu să ajung doctor. Care erau șansele unui copil născut pe 21 septembrie 1952 la Brănești, în Dâmbovița, să ajungă astăzi un medic de renume internațional? Dacă desfășurați așa firul poveștii dumneavoastră. Eu mi-amintesc cu nostalgie de perioada copilăriei, o perioadă în care toți copiii erau fericiți, deși majoritatea trăiau într-un mediu modest. Era o viață lipsită de griji, o viață cu fără probleme, o viață în care toți trăiau evenimentele comunității rurale ale satului într-o fericire desăvârșită. Câți dintre copiii de acolo, din Brănești, au ajuns cineva peste timp, în afară de dumneavoastră? Mi-e greu să spun așa, nu mai știu foarte multe lucruri, dar să știți că din colegii mei din mediul rural, cei cu care ne jucam sau cei care eram în aceeași clasă, mulți sunt absolvenți de facultăți. Sunt acum unii medici, alții ingineri, alții absolvenți ai Academiei de Științe Economice. Sunt destui și în perioada, în primii ani de activitate ne mai întâlneam, ne duceam mai frecvent la țară și mă întâlneam cu ei, stăteam de vorba și era o mare plăcere pentru că, deși eram tineri, făceam un apel la trecut pentru că erau evenimentele pe care le trăiseră împreună și erau foarte plăcute. De când am intrat în cabinetul dumneavoastră, am văzut icoanele care ne înconjoară și știu că primiți ca semn de recunoștință doar acest gest, doar icoane din partea celor care se întorc cu recunoștință, pentru că așa este și emisiunea noastră în fața dumneavoastră. Și mă gândeam la simbolul lor, din nou întorcându-mă în timp, la faptul că atunci când erați copil o vedeați pe mama îngenunchind în fața icoanei și de la mama ați învățat să vă rugați. Știe mama că în biroul feciorului său a ajuns astăzi, așa cum spune poezia, om cu multă carte? Nu, icoana, nu știe. Nu știe. E atât de frumos expusă? Da, nu știe, dar probabil că în contextul activității pe care o desfășor eu, bănuiește că am multă încredere pentru că eu, de multe ori, atunci când îmi iau un repaus de câteva zile, citesc cărți pe care mi le-au dat preoții sau înalți preasfinții Bisericii Ortodoxe Române. Vedeți că și aici pe masă am o carte dată de înalt preasfințitul Varlam. Citesc acum o carte
fiindcă este un mare literat, înalt preasfințitul Calinic mi-a dat ultima carte, Fiecare vreme și are vremea ei, o carte în care demonstrează capacitatea de mare literat și ea îi cunoaște pentru că se uită foarte atent la emisiunile dumneavoastră de la Trinitas. Sunt emisiunile ei preferate pentru că ea trăiește o viață religioasă. Îl luați pe Dumnezeu în sala de operații cu dumneavoastră? Da, sigur. Care este gândul de dinainte de a avea precizia aceea cu care ați salvat atâtea vieți omenești? Ce v-aș putea spune în acest sens este faptul că pentru mine sala de operație este un sanctuar. Asta i-am spus și în alt preasfințitului Calinic și pe autograful dat pe carte, chiar așa mi-a spus doctorul care consideră că sala de operație este un sanctuar. De ce consider eu că este un sanctuar? Pentru că în toată activitatea care am desfășurat-o eu în sala de operații, am avut ocazia să operez nenumărați bolnavi care nu și-aveau nicio șansă. Și ei, cu riscul de a muri pe masa de operație, au semnat ca eu să-i fac operația și eu am acceptat numai în momentul în care, în urma unor studii de cercetare sau studii pe care le făceam eu într-un mod sintopic, am reușit să ajung la o concluzie care avea o șansă. Și atunci m-am convins că acest sanctuar este locul în care Dumnezeu se apropie prin grație și pacientul reușește să ducă acea revelație și acel semn divin prin rugăciunile pe care le face și grația pe care o aduce lui Dumnezeu. Această sintopie între grația pacientului și a doctorului și grația lui Dumnezeu, care de fapt este revelația pe care o dă în timpul sălii de operație, reușește să aducă și celor care nu au șansă, iar doctorul se gândește și încearcă să o dea pacientului și astfel să reușească să salveze 10.000 de cazuri care n-au nicio șansă. În da. Cazul dumneavoastră. Deci, cu alte cuvinte, venerația pacientului și venerația doctorului aduce grația lui Dumnezeu. Aceasta este opinia mea legată de faptul că sala de operație este un sanctuar, este un loc unde el se apropie pentru că vrea să ajute oamenii și în situația copiilor acest fenomen deosebit se întâmplă foarte frecvent. Mie mi s-a întâmplat foarte frecvent. Pentru că eu am avut acest fenomen de revelație și l-am simțit de foarte multe ori, pentru că, de exemplu, și ieri și alaltăieri am operat cazuri practic care nu aveau indicație operatorie, decât de excepție. Cazuri care aveau riscul de a muri pe masa de operație. Și ce simțiți atunci când sunteți într-o luptă continuă pentru viață? Fenomenul pe care îl trăiești înainte este un fenomen de încredere. Este ceva care îți dă elan, energie, forță, deși tu ești după 10 sau 12 ore de muncă sau după un consum energetic, mental, extraordinar de mare. A fost un moment în care ați plecat dintr-o sală de intervenții și să spuneți că pur și simplu nu vă mai puteți întoarce în spital? Da, au fost momente. Au fost momente în care eu am plecat din spital epuizat și nu știam dacă a doua zi pot să continui programul operator. Pentru că după ore în șir de concentrare în care nu ai o echipă de schimb, pentru că sunt spitale în lume care au echipe de schimb, dar noi nu avem, adică după 7, 8, 9, 10 și chiar la 12 ore, este
o perioadă foarte îndelungată de, pentru intervenții, pentru o intervenție operatorie și în asemenea cazuri ai nevoie de schimb. Însă la noi nu există așa ceva pentru că nu există personal medical pentru a asigura necesarul asistenței medicale, dar să mai ai de schimb pentru cazuri de excepție. Vreau să ne mai întoarcem în povestea dumneavoastră, pentru că știu că ați învățat să citiți pe Biblie. Da, așa este. Eu am trăit într-o casă în care nu exista nicio carte. Singura carte de care îmi amintesc eu era o Biblie și eu am devenit conștient de prezența ei în jurul vârstei de 3 ani. Mă atrăgea, nu știu de ce. Mă atrăgea acea carte și m-am asigur că estompa pornirile mele spre răsfoirea cărții pentru că era o carte care se putea deteriora. De fapt, s-a și deteriorat pe parcursul anilor și făcuse cu greu rost de ea. Și atunci, sigur că eu sigur mă uitam de fiecare dată unde mama o pune și încercam să o răsfoiesc. Ea știa de fiecare dată când am răsfoit-o, sigur că nu știam atunci ce scrie în ea, dar eram foarte curios. Și când am avut vârsta de 4 ani, 4 ani și jumătate, cam pe la vârsta asta, s-a hotărât ea să mă învețe să citesc. Avea un stil aparte, sigur că prima dată am învățat cum se învață la școală, să scriu de mână și am început să și citesc. Îmi dădea niște exerciții în care să spun, de exemplu, câți de A sunt în anumite cuvinte, câți de B și eu să fac și socoteli în același timp. Am reușit să învăț, dar am rămas totuși cu gândul că dacă n-aș fi avut probabil acea carte în casa în care locuiam, poate că n-aș fi învățat să citesc așa la o vârstă mult mai mică. Știu că și jocurile pe care le practicați pe uliță, spuneați cândva că v-au format mâna și dibăcia pentru intervențiile de acum. Da, exact. Aveați tot soiul de probe, de îndemânare în copilărie. Da. Am stat de multe ori și m-am gândit, pentru că profesorul meu îmi spunea de fiecare dată, mai nu se poate, zice, tu în antecedentele tale ai avut pe cineva care a fost foarte îndemânatec. Și eu nu știam de unde ce să spun, mama se ocupa de gospodărie și cu probleme de agricultură, așa cum e la țară, tata era funcționar și nu știam eu de unde am această îndemânare. Da, într-adevăr, în perioada în care eram copil, sigur că de multe ori toate jocurile pe care le practicam împreună erau, de exemplu, lovirea la țintă. Trebuia să ai o anumită îndemânare. Cine reușește să facă mai repede o construcție din particole de pământ și ea să arate cea mai solidă. Și uite așa, am reușit într-adevăr să facem îndemânare și chiar uneori ne făceam pregătiri înainte de a ajunge să concurăm noi între noi acolo pe tema asta a mâinilor îndemânatice. Primul gând cu medicina a venit atunci când l-ați cunoscut pe soțul dirigintei, care era doctor, se numea domnul doctor Cernoiu și venea întotdeauna în clasă cu o atitudine specială, cu niște cunoștințe care vă atrăgeau. Atunci ați vrut să deveniți medic. Da, așa este. Dar v-ați dus la liceul economic. Da, m-am dus la liceul economic pentru că ai mei nu doreau să urmez o facultate. Ei vreau să rămân acasă și aveam posibilitatea pentru că puteam să continui activitatea în gospodărie așa cum au făcut și ei sau puteam să fac o școală medie și după această școală medie să îmi găsesc de lucru. Erați singur la părinți? Singur, da. Deci pleca ajutorul? Da. Pleca ajutorul și sigur pentru ei este foarte neplăcut să părăsești gospodăria și să te duci departe pentru că se zice că nu mai au o continuitate în familie. O aveți pe mama alături? Trăiește? Da, mama trăiește. Tatăl? A murit.
A apucat să vadă dintre premierele dumneavoastră în medicină? Știe că numele dumneavoastră este la cel mai înalt nivel internațional? Știe că există anumite practici care vă poartă numele în medicină? A aflat? Nu știu și probabil nu știe mama, la ea mă refer, și nici cei mai apropiați așa din familie. Mă gândeam la tatăl dumneavoastră, dacă a trăit să vadă aceste momente. Nu știu, ei erau interesați foarte mult de gospodărie, de probleme pe care le aveau ei, nu de această chestiune, pentru că ei și în special mama, pentru că ea a coordonat toată activitatea, nu dorea ca eu să urmez facultatea de medicină. Eu am urmat facultatea de... m-am dus prima dată la liceu și m-am gândit eu că ar fi bine să urmez un liceu economic, pentru că după terminarea liceului economic aveam posibilitatea să am o îndărătnicire. Dar mai aveați un vis ascuns? Ați vrut să vă faceți pilot? Da, aveam. Vai de mine, când auzea mama că vreau să mă fac pilot, atunci maică nu a apucat plânsul. Era așa de agitată și nemulțumită de faptul că eu vreau să mă fac pilot, pentru că ea știa că de fiecare dată, de câte ori sunt probleme, toți din avion mor. Și atunci eu nici nu mai vorbeam de asta, pentru că atmosfera devenea foarte încordată și nu mai vreau să aud de chestiunea asta, dar eu aveam în prim plan medicina. Sigur, aș fi făcut și această chestiune dacă ar fi trebuit să trec de la medicină la altă meserie. Asta cu siguranță aș fi făcut-o. Mama a început să plângă și când i-ați spus că ați fost admis la medicină. Da. Cum vă amintiți de examenul acela de admitere? Cum v-ați pregătit? Cum ați venit la București? Cum v-ați prezentat? Păi, pentru mine a fost un eveniment deosebit, pentru faptul că eu i-am spus că vreau să dau la facultate, la facultatea de medicină. Eu am venit la facultatea de medicină, am dat examenul, bineînțeles că m-a susținut ca să vin la facultate, adică mi-a pus la dispoziție tot ce aveam nevoie. Ați făcut și meditații înainte? Nu, pentru că nu aveam posibilitatea să fac meditații. Și atunci am venit la facultate, am dat examen și după ce am dat examen, am dus acasă când i-am spus că am reușit. Sigur, acesta a fost un eveniment deosebit. Știa că așa vedea ea lucrurile și era sigură că m-a pierdut. În sensul că voi fi așa departe, pe vremea aia comunicarea se făcea foarte greu, nu era ca acum să poți vorbi la telefon așa ușor, să poți ajunge așa repede în câteva zeci de minute. Dar sau vă oră. Imaginați atunci când ați venit la examenul de admitere că veți și reuși? Probabil că erau foarte mulți tineri care se pregătiseră ani de rândul. Știm cu toții cât de greu era să reușești și cât de greu este să reușești la medicină. Erați un copil modest venit din provincie? Da, așa este. Cu gânduri mari. Da, așa este. Eu am venit la facultatea de medicină cu gândul să iau și am luat examenul. Nu admiteam ca să nu iau. Adică eu nu aveam altă direcție decât acest examen pe care trebuie să-l iau. Dar ea mi-a spus de fapt că atunci când eram la examen, ea se ruga pentru succesul meu. Deși nu vroia, dar se ruga. Ea era de acord cu mine. Dar numai că eu nu eram de acord cu dânsa, pentru că ar fi trebuit să fi rămas acasă sau pur și simplu să fi făcut o școală sau să fi rămas cu liceu economic. Să fi rămas acolo economic cu studii de medii. A fost miracol că suntem astăzi aici și că pe cartea pentru dumneavoastră mine, da. De vizită scrie ce scrie? Da, pentru mine da. Sigur, a fost o dorință a mea. Sigur că cred că n-aș fi putut să realizez tot ce am realizat până acum dacă nu aș fi avut acest ajutor divin, pentru că eu pur și simplu am venit de nicăieri. Așa văd eu lucrurile. Și iată că ați ajuns în top. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță că această poziție este consecința unor ani grei, unor ani în care trebuie să realizezi lucruri importante
și să confirmi. Frumoase, exact. Și asta se facă cu eforturi, cu muncă asiduă, mergând până la sacrificiu. Spuneți-mi însă dacă este adevărat că ați ales pediatria pentru că duhovnicul familiei v-a spus că cine salvează un copil, salvează o lume întreagă. Da, așa este. Mama și bunica trăia pe vremea aceea, se ducea la biserică, într-o comună alăturată de comuna în care m-am născut eu, și preotul de acolo, preotul Popescu, avea doi mari medici care lucrau aici în București, profesor universitar, unul la cardiologie, unul la radiologie. Erau rude? Nu erau rude, nu. Pur și simplu îi cunoștea. Da, se ducea la biserică. Și la biserică știți cum e, se destăinuie și preotul întreabă ce probleme. Și problemele, deși mie nu-mi spuneau, problemele lor, am aflat mai târziu, problemele lor era situația mea. Faptul că vreau să mă duc la facultate. Și atunci preotul le-a spus, dacă se duce la facultate în viață, eu nu mai auzisem asta până atunci, dacă se duce la facultatea de pediatrie, este foarte important, pentru că atunci când salvezi viața unui copil, salvezi o lume. Dar pentru ortopedie, pentru chirurgie, cum ați ales? Pentru chirurgie, sigur că asta era în mintea mea, se înfiripease mult mai demult, ca după ce absolv facultatea de medicină să îmi găsesc ca specialitate chirurgia. Era un vis al meu pentru că mă impresionase foarte mult chirurgia și chirurgia, sigur că cea mai mare impresie pe care mi-o făcuse mie la acea vreme erau doi mari profesori, era profesorul Burlui și cu domnul profesor Brătucu, care erau, unul era asistent, acum e profesor, și făceam chirurgia și m-a impresionat foarte tare. După aceea m-a impresionat la culme profesorul Pesamosca, maestrul meu. Sigur. Și atunci am zis că singura soluție, și am mers așa cum am mers și cu admiterea la facultate, este chirurgia. Când erați în cămin, când erați student, obișnuiați să învățați întotdeauna cu fața la perete, pentru ca să nu vă distragă nimic. Da, așa este. Nopți întregi stăteați cu fața la un perete alb și vă imaginați probabil ce avea să urmeze. Da. Așa își amintesc colegii de dumneavoastră din anii studenției. Da, așa este. Chiar mi-a amintit recent această chestiune colegul meu, doctorul Prună de la Constanța. Dacă eu mai amintesc cum studiam eu atunci când eram student. Sigur, vă imaginați că la căminul de studenți era foarte multă agitație. Ușa aia stătea continuu deschisă, unii intrau, alții veneau și eu, ca să nu cad pradă acelor evenimente care îți atrăgeau atenția și pur și simplu îți disturbau procesul de învățat, atunci mă întorceam cu spatele acolo și stăteam ore în șir. Ceilalți care mă cunoșteau sesizau că eu stau ore în șir acolo și au ajuns la concluzia, după ce m-au văzut pe mine, că e bine să o nouă să metodă de învățat. Așa, o nouă metodă de învățat, da. În 92 ați devenit medic specialist al Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie București. Deci, doctor. Da. Deci, medic, deci cineva. Cum s-a auzit vestea aceasta în Brănești? Nu știu să răspund la această întrebare, pentru că pur și simplu mă duceam foarte, foarte rar, dar știu că atunci când au auzit, toți veneau și acum vin și toți spun că sunt de acolo. Și eu le spun, da, aveți puțină răbdare că vă rezolv. Sigur, probabil că au auzit și ei vin acolo și spun și asistentele știu și spun toți. Domnul doctor, vă caută cineva din Brănești. Bun, eu le spun foarte bine, îi vedem,
îi analizăm, vedem ce, cum trebuie să îi tratăm, însă eu am convingerea că ei au aflat în scurt timp această chestiune, pentru că la scurt interval ei au și venit. Aici tot ce aveau, bine, până când ei au înțeles că aici trebuie să vină pentru o anumită specialitate, nu pentru tot ce ce tratează în medicină. Pentru că emisiunea noastră este despre recunoștință, știu că dumneavoastră vorbiți foarte frumos de trei nume. Și mă gândesc la profesorul Socolescu, profesorul Pesamosca și profesorul Coban. Care ar fi oamenii în fața cărora în acest moment vă întoarceți cu recunoștință? Oameni care au contat în parcursul dumneavoastră profesional sau personal, de ce nu? Oameni pentru care poate nu ați găsit timpul să spuneți mulțumesc. Păi, în primul rând, le mulțumesc celor trei pe care dumneavoastră i-ați enumerat aici. Am avut ocazia acum recent la congresul care a avut loc în Franța să scriem istoria specialității noastre și i-am așezat la loc de frunte pe toți cei care au contribuit la dezvoltarea specialității și la formarea noastră ca tineri. Aș vrea să spun acum, printre ei, pe cei care i-ați numărat dumneavoastră aici, profesorul Pesamosca, profesorul Socolescu, profesorul Coban, aș vrea să mulțumesc în mod cu totul și cu totul deosebit domnului profesor Florian Popa, care m-a ajutat foarte mult, deși dânsul este în altă specialitate de chirurgie generală, m-a ajutat foarte mult prin modul cum m-a sfătuit să procedez. Pentru faptul că în acele momente în care toată lumea vrea să fie, dar să nu facă nimic, dânsul a încercat să așeze niște lucruri, așa mi-a spus dânsul, că a încercat să așeze lucrurile așa cum trebuie ele să fie. Și pentru asta îi mulțumesc din suflet, îi mulțumesc din suflet că m-a promovat și îi mulțumesc din suflet că m-a făcut profesor. Această tentație de a purta acest titlu, eu n-am avut-o inițial. M-a însuflețit în această direcție profesorul Pesamosca, pentru că el mi-a spus că nu trebuie să rămân la Mangalia și că trebuie ca după câțiva ani de acolo să vin aici în București, pentru că aici este locul meu, pentru că aici mă pot forma. Și mi-a spus așa că în specialitatea asta, atunci era chirurgie și ortopedie pediatrică și acum este, dar urmează să se divide probabil în chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, eu trebuie să ocup un loc și în sfera universitară, pentru ca să putem mișca lucrurile mai departe. Erați doctorul cel tânăr și harnic de la Mangalia, așa își amintesc oamenii de dumneavoastră de acolo. Da. Deci dacă nu ar fi fost profesorul Pesamosca atunci, nu ați fi venit la Marie Curie. Cred că da, n-aș fi venit. Profesorul Pesamosca s-a stins din viață aici, în spital, pentru că locuia într-o rezervă. Cumva și-a dedicat întreaga existență spitalului, pacienților și scopurilor înalte. Așa. Nu pot să nu remarc că și dumneavoastră aveți aici un colț în care vă retrageți și există cumva riscul acesta să vă dedicați cu totul instituției și să uitați cine sunteți dumneavoastră dincolo de profesie, dincolo de ușile spitalului? Da, există. Ce vă pot spune este că tot ce poți să realizezi durabil se face cu sacrificiu. Deja cred că acum mă aflu în momentul în care există începutul perioadei de sacrificiu. Multe sacrificii le-am făcut din plăcere. Acum tentația de a lucra este așa de mare și nu mai trăiești acele momente cum că faci un sacrificiu. Le faci pentru că așa trebuie să fie făcute, însă eu mă mai gândesc câteodată la faptul că
sunt mulți în lumea medicală, vorbesc, care nu vor să facă nimic, dar vor să ocupe poziții și funcții și sunt de o răutate crasă și nu fac altceva decât să să realizeze un mediu toxic pentru copii, pentru oamenii care vor să analizeze ceea ce a fost și ceea ce este. Revenind la imaginea profesorului Pesamosca, v-a spus aici în spital, când se afla în viață, cât de mândru este de faptul că din doctorul acela tânăr și talentat de la Mangalia ați ajuns imaginea simbolă a spitalului și că ați reușit să ridicați standardele? Nu. Nu mi-a spus niciodată, nici nu spunea. Dar povestea aceste lucruri altora. Povestea niște lucruri pe care eu pur și simplu nu îmi venea să le cred. Erau lucruri pe care eu, preocupat de ceea ce trebuia să fac eu, pur și simplu nu aveam timp să mă gândesc la ele. Dar foarte mulți doctori și chiar profesori universitari care mă cunoșteau și pe mine îmi spuneau: mai zice, are profesorul Pesamosca o impresie despre tine uluitoare, n-am auzit-o pe nicăieri. Însă eu n-am dat prea multă ascultare și nu m-am lăsat așa convins de laurii victoriei la vârsta aceea și am continuat activitatea, pentru că niciodată nu trebuie să te oprești din efortul și din activitatea pe care o desfășori. Mă gândesc că medicina deja are metoda Burnei. Este un lucru impresionant ca oamenii de specialitate din întreaga lume să folosească o metodă ce vă poartă numele și aveți câteva reușite care pentru mine sunt un exercițiu de dicție, o să vă rog să mă corectați dacă greșesc. Ați inventat fixatorul extern circular, tija de distracție centromedulară și instrumentarul pentru abordul somatic sub control laparoscopic, v-am spus că exercițiu de dicție, al cifoscoliozelor la copii. Sună extrem de complicat. Traduceți-ne, ce ați reușit să inventați în medicină? La ora actuală, acele sunt mai vechi. Era o perioadă de când eram șef de lucrări și mă pregăteam să ajung să dau examen de conferențiar și după aceea de profesor. În ultima perioadă de timp am reușit să punem la punct mai multe intervenții operatorii, mai multe procedee operatorii. Sunt un număr de 16. Au fost comunicate în marile reviste ale lumii, au fost acceptate pentru că ele sunt supuse unei revizii făcute de 3 mari sumități în domeniu și după aceea sunt comunicate, recunoscute și după aceea sunt publicate și după aceea sunt citate în alte de alte articole care urmează să dezbată o problemă pe care de fapt te-ai ocupat și tu. Cele mai importante dintre acestea 16, dacă minunile acestea le-ați făcut la început, unde ați ajuns? Acum sunt în situația în care, în urma analizei pe care am făcut-o, am descris o nouă afecțiune, o nouă boală prezentă de care nu se știa și este vorba de spondiloliza teratologică, adică de o afecțiune care se poate diagnostica în timpul vieții intrauterine și care se poate diagnostica și pe urmă. Și am adăugat la capitolul spondilolize această formă de spondiloliză teratologică. A fost descrisă și într-o revistă. Este un articol apărut în Viața Medicală. O să apară acum recent, am informația, în Journal of Medicine and Life și a apărut și în Medica Academica. O afecțiune care urmează să fie cunoscută, e scrisă și în limba română, e scrisă și în limba engleză și acesta este stadiul în care am ajuns, m-am preocupat în mod cu totul deosebit de ea, am avut multe ore de nesomn ca să o descoper, pentru că știam că mă aflu și nu venea să cred că mă aflu în fața unei afecțiuni care este necunoscută. De aceea
tot timpul cât stau la spital și când desfășor, sunt într-o stare de concentrare ca să putem să prindem și să fim la primire atunci când cineva își oferă suferința în brațele noastre pentru a fi tratată. Acum ceva vreme am venit în spitalul Marie Curie și v-am intervievat pentru o revistă. Vorbeam despre boala oaselor de sticlă. Nu știu dacă vă mai amintiți, cred că au trecut vreo 10 ani de atunci. Da. Eram în pat de spital, într-un salon, unde mi-ați prezentat o domnișoară, o puștoaică, pe care ați salvat-o. Peste ceva vreme, adică de câteva luni încoace, tânăra domnișoară, care s-a regăsit în acel articol, mi-a scris și mi-a mulțumit pentru că atunci cineva și-a îndreptat atenția către ea. Foarte frumos. Este uriaș să se întâmple acest lucru, de aceea mă gândesc la copiii pe care dumneavoastră îi salvați, la copiii de sticlă ai României, pentru că așa notam atunci în articolul acela vorbind despre boala oaselor de sticlă. Știu că există cel puțin un caz în care o tânără de 20 de ani a mers pentru prima dată datorită dumneavoastră. Da, așa este. Ce ați simțit atunci când ați reușit imposibilul, practic? Da, a fost o chestiune care nu credea nimeni, nici măcar eu n-am crezut-o. Și de asta zic că sala de operație este un sanctuar. De asta cred că părinții care sunt credincioși, ei te împing să faci această operație. Mama acelui copil nu m-a lăsat ore în șir. A stat la mine la ușă și m-a rugat să fac operație și am spus că există un risc extraordinar de mare. Și ea a spus, domnul doctor, eu mă rog la Dumnezeu ca să vă ajute. Ce a spus acel copil, acel tânăr, acea tânără care a mers la 20 de ani pentru prima dată datorită dumneavoastră? E o mică poveste și foarte interesantă. Acea fetiță are acum 20 de ani, am înțeles că face și ceva, urcă pe munte, că merge. Dar vorbim de un om care nu a mers niciodată până la momentul în care ați intervenit dumneavoastră. Dumnezeu, eu când am văzut-o prima dată la un spital în Brașov, m-au rugat colegii mei de acolo să o văd. Eu am văzut-o cocoloș, așa. Nu-i puteam să-i văd fața, a trebuit să mă plec, să mă uit de jos în sus ca să pot să-i văd fața. Era ceva hemieliptic. Și acum spuneți că urcă pe munte? Da, mama ei mi-a spus că, domnul doctor, nu pot să mă înțeleg cu ea. Eu nu i-am dat voie, vă dați seama, pentru că e riscant acum, dacă un pacient și-asumă acest risc, e treaba lui. Dar el merge foarte bine și urcă pe munte. Acum vreo 2 luni a fost aici. Acum ceva ani, nu foarte mulți, un spital din Anglia vă ofera pentru început 75.000 de euro pe lună pentru a merge acolo. A fost de mult asta. Vreo 5 ani, nu cred da, să fie mai de mult, să zicem așa, da. Sigur, eu a trebuit să rămân aici. 75.000 de euro pe lună, pe lună pentru da. Început. Eu a trebuit să rămân aici, da. Eu a trebuit să rămân aici. Dumnezeu meu e român și am rămas aici. Problema mea este că foarte mulți nu înțeleg că eu am rămas aici ca să ajut pe cei care au nevoie de mine și că eu nu sunt obligat, ci fac, eu lucrez cu motoarele la maxim și că fac efortul ăsta pur și simplu din proprie inițiativă, pentru că eu, în mod normal, după cât mă plătește pe mine statul român, trebuie să fac 2 intervenții pe săptămână și eu fac 3 în fiecare zi, 3 sau, mă rog, una foarte mare, care se dureze ore în șir, da? Și se dau 12-14 consultații și eu dau pe zi, dau pe săptămână cel puțin 70-80 de consultații. Numai ieri, nu știu din ce motive, am dat 100 de consultații. În aceste condiții, vă dați seama că eu trebuie să am o concentrare și totul trebuie să meargă precum un ceasornic. Pentru că
nu putem să desfășurăm o asemenea activitate în folosul tuturor celor care vor să beneficieze de serviciile noastre medicale decât atunci când ei trebuie să fie încrezători, trebuie să știe, trebuie să aibă o educație în acest sens, ca aceste chestiuni să fie programate. Pacientul trebuie să aibă toate cele necesare ca să putem să punem diagnosticul nu în 20 de minute, ci în 5 minute. Adică trebuie să aibă investigații, trebuie să-și cunoască bine anamneza, trebuie să dea informațiile necesare pentru acest lucru. Însă eu le fac din dorința de a ajuta. Dacă eu m-aș lua după normele pe care trebuie să le fac, eu ar trebui să vin luni, da? Să lucrez o zi pe săptămână și după aceea să îmi iau pauză 6 zile. Dar eu n-am făcut asta. Vă dați seama că timp de 6 zile pe săptămână, inclusiv sâmbăta sau duminica, eu mai vin la serviciu, lucrez și lucrez cu motorul la maxim de la 6 sau 7 dimineață până seara la 5, 6, 7 și atunci când e nevoie chiar la 10 sau la 11 noaptea. Eu fac acest efort din propria inițiativă. N-am niciun fel de obligație. Dar foarte mulți și cei care înțeleg, le mulțumesc. Cei care nu înțeleg, rog să mă înțeleagă și toată adversitatea care o au la adresa mea este nejustificată. Dacă au, sper că n-au. Cum este să mergeți prin spital și să vedeți atâtea povești de viață ale copiilor de aici? Să cunoașteți atâția părinți care vă imploră cu lacrimi în ochi să faceți ceva pentru da. Copii. Nu sunteți doar medic, sunteți mai mult de atât. Da, aceasta este o chestiune care mă frământă. Văd zeci de oameni care vin cu foarte multă încredere și își asumă riscul maxim. Acela de a supune copilul lor la o intervenție operatorie care pot să apară incidente grave sau chiar moartea, pentru că nu mai au alte soluții. Îl așteaptă o viață total izolată sau chiar moartea. Și atunci, în contextul ăsta al lucrurilor, ei acceptă această intervenție și, slavă Domnului, cred că 99,99% au beneficiat de un rezultat excelent. Ce se întâmplă însă cu sufletul dumneavoastră? Pentru că, practic, în fiecare zi sunteți expus suferințelor, bucuriilor, reacțiilor la extrem. Unde vă găsiți echilibrul în tumultul acesta care vă acaparează zi de zi? Nu se poate să nu puneți suflet. Da, sigur. E o chestiune foarte grea și văd că ați intrat foarte profund în detaliu. Dar vă răspund. Problema este legată de faptul că de multe ori stau și mă întreb și ei mă întreabă pe mine de unde am această rezistență. De unde vine? Cred că din credința mea că fac un lucru bun și din ajutorul pe care mi-l dă cel de sus ca să ajut acest oameni. Pentru că eu, dacă ar fi să mă gândesc la ceea ce trebuie să fac, ar trebui să mă rezum la o activitate minoră. Însă, vă imaginați că atunci când trebuie să plec în concediu sau când vine o sărbătoare, Paște, Crăciun, toți vin și vor ca în perioada respectivă, până când eu plec, să fie rezolvați. Nu se poate. Este practic imposibil. Însă eu, de exemplu, din dorința de a-i face, am avut înainte de Crăciun o perioadă extrem de grea în care în fiecare zi aici făceam operații în care numai slavă Domnului toți cei care erau în jur pur și simplu aveau senzația că acea operație nu se mai termină sau se va termina catastrofal. Însă toate au mers foarte bine. Cum e un Crăciun în spital? O zi obișnuită. Eu am petrecut foarte multe zile de Crăciun și de Paște
și sărbători religioase, dar l-am petrecut cu convingerea că așa trebuie și că trebuie să fac bine copiilor. Și atunci, în momentul acela, mai aveam unul de operat, pe care l-am operat pe urmă. Și seara, fiindcă timpul nu mi-a ajuns, la ora 12, în jur de 11-12 noaptea, pentru mine era un moment de relaxare, pentru că trebuia să fac o intervenție operatorie în care trebuia să fac să dau acel semnal de erudiție, adică un exercițiu de gândire pentru operația de a doua zi. Și am încercat să mă revigorez puțin și am călcat într-o groapă pe care muncitorii, că nu sunt ei așa, muncitorii n-au astupat-o și am făcut o fractură de femur. Am fost operat, mi-am revenit. Cine și m-a operat? M-a operat un tânăr strălucit care va fi un mare doctor, doctorul Gabi Dinu, de la Spitalul de Urgențe. M-am operat aici în România. E interesant cum ați avut încredere să dați specialitatea dumneavoastră pe alte mâini. Păi eu l-am citit, că știu să citesc oameni și mai ales profesioniști, și l-am citit foarte bine. Deci apoi ați operat în cârje fiind dumneavoastră. Da, pentru că, da, multe știți, da, eu în perioada când eram bolnav, doctorul Dinu mi-a spus, domnule, și mă suna mereu, domnul profesor, să nu faceți efort. Dar atunci n-am putut să rezist, pentru că venise un copil care avea o afecțiune deosebită și n-am putut să rezist. Și cu orice risc și consecință gravă pentru operația mea, am venit contrar indicațiilor, eu le știam și eu, bineînțeles că sunt în domeniu, am zis că mi-asume acest risc și am venit și am operat acel copil, acum este foarte bine și mă bucur că am făcut acel lucru, că și eu acum sunt foarte bine, merg, alerg, nu e niciun fel de problemă. Ce pasiune aveți? Când ați alergat ultima dată de sculți pe uliță? Când ați făcut lucruri neimportante ultima dată? Nu mai știu exact când a fost asta, sigur, acum zeci de ani, de fapt acum nici nu mai sunt uliți de astea cum erau înainte, sunt străzi asfaltate. Ce pasiune aveți, știți? Plimbările la munte, la mare, seara, ore și mă plimb, de la ora 9 până la ora 11, 12, 1. Fotbalul am mai renunțat în ultima perioadă. A jucat fotbal? Mai joc cu prietenii și cu nepoții, să zic așa. Da. Bun. Și am aceste preocupări constant. În fiecare lună nu-mi lipsește și joggingul, bineînțeles, pe care îl făceam înainte de dimineață, dar acum trebuie să îmi revin și să mă resetez într-un fel, pentru că trebuie să îl fac într-un anumit fel și într-un anumit timp. Dacă tot ați vorbit de nepoți, știu că soția dumneavoastră, da, este medic oftalmolog, da, iar cei doi copii, o fată, da, și un băiat aveți, tot medici. Da. Când au venit nepoții? Că de nepoți nu știam. Nepoții au venit de curând, nu sunt așa mari, am trei nepoți, doi băieți din partea băiatului, unul de 8 ani și unul de 3 ani și ceva, 4, și o nepoțică de un an și jumătate, 2. Și ei stau în jurul meu așa câteva minute, pentru că se plictisesc ei de mine, pentru că nu, stau foarte rar cu ei, dar încingem câte o discuție foarte serioasă în care cei doi vorbesc despre ce trebuie să facem și ce trebuie să spunem. Iar cealaltă, micuță, când trebuie să vorbească și ea, strigă cu gura mare, mama! Cum sunteți acasă în familie? Cum e acasă la dumneavoastră, de fapt? Și soția medic, și copiii medici? Nu, eu nu i-am rugat pe ei să se facă medici și nici nu i-am împins în această direcție. Ei și-au ales. Probabil că au fost influențați de
discuțiile pe care le-am avut în familie de, mă rog, bucuria pe care o aveam atunci când rezolvam cazuri mai deosebite și când, de faptul că de multe ori ne întâlneam cu oameni care erau foarte mulțumiți că au fost operați și că acum se simt foarte bine și probabil că asta i-a influențat, dar ca să duci această povară pe umăr, medicina, e foarte greu și i-au resimțit și ca să nu am eu remușcări că i-am împins pe un drum foarte greu, atunci și-au ales ei această chestiune și eu sunt mulțumit că și-au ales-o. Ei ar fi vrut să facă tot ce am făcut eu, însă le-am spus că ar fi bine să mai facă și altceva, altă meserie, și unul și-a ales ortopedia și traumatologia de adulți, iar cealaltă ginecologia. Sunteți mândru, sunteți un tată mândru de copiii săi? Sunt niște copii buni pe care... Pe care eu... știu că nu vreți să-i ajute numele Burnei. Nu, ei nu vor. De fiecare dată și dumneavoastră și ceilalți colegi ai dumneavoastră, când m-ați rugat să vorbim împreună despre ei, ei n-au acceptat. Ei au spus și sper că în colectivitățile lor sunt oameni care își respectă coordonatorii și șefii și că ei au un comportament normal și își aduc contribuția la vindecarea pacienților pe care i-au. Vreau să ne uităm un pic și în agenda dumneavoastră și să-mi spuneți ce pregătiți pentru perioada următoare, pentru că întotdeauna văd știri și în presa din România, dar și în presa străină despre premierele medicale pe care le mai faceți. Spuneți-ne nouă întâi, acum, ce pregătiți? Am să vă spun că noi lucrăm continuu în domeniul cercetării. Avem pe listă de așteptare cel puțin 15 pacienți care nu și-au găsit rezolvarea și care urmează să introducem în planul de cercetare. Avem un program de cercetare și sunt câțiva oameni străluciți care au reușit să vină alături de noi și să discutăm, chiar dacă discutăm ore în șir, chiar dacă suntem obosiți, continuăm să luăm în discuție de fiecare dată problemele celor mici. Am reușit în ultima perioadă de timp să mai scădem din numărul celor care stau pe lista de așteptare, că sunt mulți care stau pe lista de așteptare de ani de zile, și avem acum intrate în program vreo 4 teme de cercetare. Acum, să nu vă imaginați că această cercetare intră tot și totul este plătit. Sunt niște oameni cu suflet mare, pentru că, de exemplu, la ultimele dispozitive pe care le-am folosit, nimeni n-a luat nici măcar un leu. Pe care le-ați folosit sau pe care le-ați inventat? Pe care le-am inventat și pe care le-am folosit, pentru că suntem medici ingineri care facem parte din același grup comun, dar pe domenii diferite. Unul de concepere, da? Unul de analiză inginerească, da? Și celălalt de execuție. Și toți contribuim la această chestiune și facem aceste lucruri pentru că în temele de cercetare acea rapide pot, nici nu intră în calcul sume de bani pe care se ne dea și nici n-ar avea cine să ni le dea. Pentru că în lumea asta medicul în România e plătit foarte prost și nu-și plătit deloc uneori, pe de o parte, iar pe de altă parte, cei care au nevoie, introducem un program de cercetare, pentru că trebuie făcut experiment. Concret, există o intervenție chirurgicală în domeniul dumneavoastră care se întâmplă în lume și în spital aici, sub bagheta dumneavoastră, sub bisturiul dumneavoastră, nu se poate întâmpla? Nu. Nu. Toate operațiile care se fac în lumea asta, pe orice meridian al lumii, se fac și în acest spital. Vorbeați de osteogeneza imperfectă. Boala oaselor de sticlă. Dacă vă uitați pe site și dați acolo, noi suntem pe primul loc în lume în privința tratamentului acestei afecțiuni. Pentru că am scris un articol la Academia Americană și s-a făcut un top. În acel top se află
lucrarea noastră, deci preocupările noastre și concepția noastră în acest domeniu. Vă mai spun ceva, în domeniul scoliozelor congenitale suntem primele 10 țări ale lumii, deci suntem spitalul care se află în primele 10 spitale ale lumii, dacă vreți, care tratăm această afecțiune și care se ocupă de acești copii care au mari probleme de sănătate. Aș vrea ca în finalul interviului de astăzi să vă rog să priviți direct în camera colegului meu și să adresați un mesaj celor de acasă, celor care poate stând aici pe holurile spitalului nici măcar nu îndrăznesc să vă prindă privirea și să vă mulțumească, celor cărora le-ați redat viața, oamenilor care se uită la dumneavoastră cu respect și admirație. Vă rog, priviți-i drept în ochi. În primul rând, celor care m-au ajutat, așa îi numesc pe cei de acasă, să parcurg acest drum sinuos și dificil, vreau să le mulțumesc foarte mult, vreau să le spun că tot ajutorul pe care mi l-au dat a fost substanțial ca eu să pot ajunge în poziția în care să ajut la rândul meu pe alții și vreau să le transmit tuturor pacienților mei și celor care au nevoie de mine și celor care vor avea nevoie de mine să aibă încredere că eu fac tot ce omenește este posibil să-i ajut. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Evelin Păuna, ne revedem săptămâna viitoare aici la Trinitas TV să cultivăm recunoștința. Toate cele bune!